Atletele de la clubul sportiv școlar Zalău s-au întors acasă cu rezultate modeste de la finala campionatului național de sală rezervat categoriei de vârstă junior 3. Clubul sportiv școlar Zalău a participat la finalul săptămânii trecute la campionatul național de atletism. Pe teren acoperit competiție rezervată juniorilor 3, copii născuți în anii 2001-2002, cu trei sportive, Crina Morar, antrenor profesor Monel Sabou, Iulia Uneș și Molnar Janet, antrenor profesor Nelian Ianchiș. Competiția a fost găzduită de municipiul Bacău, iar sportivii au fost însoțiți la concurs de profesorul Monel Sabou. Din păcate, rezultatele sportivelor la ediția din acest an a naționalelor nu au fost pe măsura așteptărilor, niciuna din sportivele legitimate la CSS Zalău reușind să se claseze în primele 12 sportive la probele la care au concurat. În prima reuniune a naționalelor programată sâmbătă dimineața, Crina Morar s-a clasat pe locul 24 în proba de 60 de metri plat cu timpul de 8 secunde și 89 de sutimi, iar la triplu salt probă la care a concurat în premieră, eleva profesorului Monel Sabou a avut trei încercări nereușite. Iulia Oneș, sportivă antrenată de profesorul Nelian Ianchiș, a concurat sâmbătă dimineața în cursa de 1500 de metri. La finalul probei, Iulia s-a clasat pe locul 27 cu timpul de 5 minute, 48 de secunde și 51 de sutimi. Cea de-a treia reprezentantă a clubului sportiv școlar Zalău, intrată în competiție în prima zi a naționalelor, Moldar Janet, a concurat curat în proba de 400 de metri și s-a clasat pe locul 28 cu timpul de 68 de secunde și 13 sutimi. În cea de-a doua reuniune atletică a campionatului național, sportiva Crina Morar a reușit să se claseze pe locul 13 în proba de lungime cu o performanță de 4 metri și 46 de centimetri. Nu pot să mă declar mulțumit de rezultatele sportivei mele. Am avut așteptări mai mari. Am sperat într-o clasare mai bună la 60 de metri, dar în special sunt nemulțumit de rezultatul de la lungime. Cu mai multă atenție la cea de-a treia încercare, ultima din concurs, Crin ar fi putut să obțină calificarea în finala de 8. Cu toate că sunt nemulțumit de performanțele obținute de eleva mea, nu pot să spun că sunt supărat pe ea, deoarece la noi la Zalău nu avem tocmai condițiile propice pentru a pregăti această probă. Sper ca până la naționalele în aer liber să reușim să ne îmbunătățim tehnica la lungime și să obținem o clasare în primele șase sportive din țară. Molnar Janet, sportivă antrenată de profesorul Nelian Ianchiș, s-a clasat pe locul 22 în cursa de 800 de metri cu timpul de 2 minute, 40 de secunde și 26 de sutim, în timp ce ultima sportivă intrată în concurs în cea de-a doua reuniune a competiției de la Bacău, Iulia Oneș, a reușit să se claseze pe locul 17 în proba de 3000 de metri, cursă pe care a parcurs-o în 11 minute, 59 de secunde și 75 de sutimi.